s-au regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi, desigur, avem un nou unboxing Glossy Box. A venit destul de târziu și în această lună. În general, Glossy Box-ul vine mai spre finalul lunii. Dar de ce să-i facem? Important este că a venit, așa că abia aștept să vă arăt ce produse am găsit în cutiuța Glossy Box. Dacă sunteți nou, noi veniți pe acest canal și vă place de fața mea, vă place de cum vorbesc, cum mă exprim, cu tot cu bâlbâieli, cu gafe, cu greșeli și așa mai departe, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și desigur clopoțelul, pentru că în ultimul timp sunt destul de haotică, am un program destul de haotic și postez mai rar. Așa că dacă apăsați clopoțelul, vedeți exact când am postat pe sclevei. Cine nu știe, cutiuța Glossy Box este o subscripție lunară. Fetele care stați în România, multe dintre voi aveți abonament la Look Fantastic. Ei bine, Look Fantastic și Glossy Box sunt surori. De multe ori, produse pe care eu le-am primit în Glossy Box, le văd după câteva luni la fetele de la Look Fantastic, care au o cutiuță cu Look Fantastic, sau invers. Deci, sunt surori, cred că provin din aceeași locație, dacă nu mă înșel, deoarece pe site-ul celor de la Glossy Box tu poți lăsa recenzii a produselor pe care le-ai primit în subscripții și primești câțiva cenți pentru fiecare chestionar în parte și poți folosi bănuții respectivi fie pe site-ul Glossy Box, fie pe site-ul Look Fantastic. De aceea cred eu că sunt surori. Este o subscripție lunară care costă 15,50 €, însă valoarea produselor este de cele mai multe ori mult, mult mai mare, enormă, depășește de cele mai multe ori 100 €. Înainte de a vă arăta cutiuța în sine, vreau să vă arăt altă subscripție pe care mi-am făcut-o recent. Și recent, sunt vreo 2 luni, însă abia acum am primit-o, adică astăzi când filmez. Pentru această subscripție se face vinovată Ana Maria Tătucu de pe canalul Beauty Barometer. Dacă nu știți despre cine vorbesc, vă invit să trageți așa un ochi pe acolo. Ana Maria este, din punctul meu de vedere, o cunoscătoare în materie de parfumuri. Cel puțin pe mine mă îmbolnăvește de fiecare dată pentru felul în care le prezintă, cum vorbește despre ele și așa mai departe. Și nu mi-a spus mie personal, ci pur și simplu, la un moment dat, într-unul din episoadele telenovelei sale despre parfumuri, cu și despre parfumuri, vorbea despre o anumită subscripție care conține parfumuri de nișă și, surprinzător, se află în Franța, la mine acasă. Bine, unde locuiesc eu? Dar da, site-ul de pe care mi-am făcut eu această subscripție se numește O Parfum. Asemenea, o subscripție de acest gen costă 30 € și este o dată la 2 luni. Așa că, bineînțeles, că n-am putut să mă abțin și a trebuit să încerc. Am zis că, băi, vreau să încerc măcar o dată de 2 ori să văd dacă mă atrage, dacă plac parfumurile pe care le primesc și așa mai departe, fiind vorba despre parfumuri de nișă, iar eu fiind, să găsesc așa un cuvânt mai frumos, Ana mai exprima, destul de începătoare și nu prea cunoscătoare, da, în ale parfumurilor. Da, nu, eu sunt total pe lângă, eu știu doar că un parfum îmi place și nu, este dulce sau fresh, deci nu pot să descriu note și așa mai departe. În fine, și mi-a venit în sfârșit cutiuța. Am așteptat-o pentru că trebuia să fie livrată, adică teoretic ea a fost trimisă la începutul lunii august. Înainte de luna august, pentru că i-am dat comanda prin iulie, neștiind, pe site-ul lor nu scrie exact, n-ai detaliile comenzii, adică numai când, dacă a fost expediat, dacă nu și așa mai departe. Le-am dat un mail la care mi-au răspuns în maxim 1 oră și ceva, 2 ore, deci o promptitudine în răspuns, jos pălăria, iar acolo mi-au explicat că va fi expediat,
expediat la începutul lunii august colețelul meu. Astăzi, fiind data de 20 august, am văzut că tot nu vine și nu vine coletul, le-am mai dat un mail în dimineața aceasta, la care tot așa, într-o jumătate de oră, o oră, mi-au răspuns foarte simpatici, adică, sincer, jos pălăria, n-am ce să spun. Și întâmplător a fost că după câteva ore, ei mi-au spus că a fost deja expediat coletul, mi-au trimis un număr de urmărire, m-a sunat poștașul și mi-a adus colețelul. Însă am avut o surpriză, pentru că am primit două cutiuțe. Aceasta este subscripția, ce conține 4 miniaturi, iar aceasta este un cadou, cred, pe care l-am primit în momentul în care m-am abonat sau nu știu ce să vă spun. Și este o cutiuță cu parfumuri de la Cartier. Așa. Cam așa se prezintă. Și în ordinea de pe tricou, să vă spun exact ce parfumuri am aici. Pure Kinan. Da? Cel mai probabil o să strălcesc numele astea de numa. Și este un parfum citric cu portocală, Pure Mujer, care este un parfum cu lăcrămioare și care, sincer, mi-a plăcut la nebunie. Iar cel de-al treilea, Pure Magnolia. Parfumurile, vă dați seama că sunt destul de costisitoare, în special Cartier. Văd aici prețul pentru 75 ml, un parfum costă 270 de euro. Adică, hai să estimăm așa, aproape cât canapeaua mea. Nu știu dacă chiar aș da banii, dar da. Și dacă nu mă înșel, au 10 ml de produs. Cam așa arată o miniatură. Arată foarte bine și plus că le-am primit cadou. Un bonus este faptul că vin cu asemenea cartoline în care ai toate detaliile despre parfum. Și în același timp mi-a venit și subscripția, care conține doar parfumuri de nișă. La fel, vine cu o cartolină în care ne vorbește despre parfumuri. Și avem aici Papyrus Moleculaire de la Maison Crivelli. Deci eu nu am auzit niciodată de casele astea, de parfumurile astea, vă dați seama. Sunt de nișă, eu, buzunarul meu nu-mi permite, bugetul meu nu-mi permite, dar cine știe, la un moment dat. Cycle 001 și este parfumul violet de la Summer 69 Guess Bijou și de la Underworld Cristelle. De fapt, Underworld este parfumul de la casa sau creatoarea Cristelle Jacquemin. Nu am auzit despre ele, deci nu știu ce să vă spun. Sunt niște parfumuri foarte interesante, toate sunt destul de puternice. Singurul care nu mi-a plăcut este acesta violet. Nu știu, mi se pare că miroase ceva așa ușor a mucegai. Dar mie și Passion Dance-ul de la Avon tot mi se pare că miroase a mucegai. Așa că aici ține de gusturi. Oricum, sunt foarte încântată, am jucării noi și bineînțeles că abia aștept și luna următoare să-mi vină. Și hai să trecem și la Glossy Box, pentru că vorbesc mult prost și fără rost, care în această lună vine într-o cutiuță absolut superbă. Și ați observat, da, că ne-am asortat. Deci, reflexii în păr, tricouaș și cutiuță, da? Suntem la asortăm din aceeași familie. Fundița asta este absolut delicioasă și, ca de obicei, vine cu cartolina în care ne prezintă produsele și aici avem produsele în sine. De această dată avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 produse și haideți să vi le prezint pe toate rând pe rând. Deschidem cartolina și avem așa primul produs. De la Glossy Box Skincare, un Eye Boost Cream, este o cremă de ochi care se prezintă cam așa. Este în full size și costă 23 de euro, iar aici ne spune că această cremă ar trebui să reducă cearcănele și zonele acestea, pungile, practic, de sub ochi, într-o manieră instantanee. Mi se pare că promite foarte mult, acum nu știu dacă chiar și face acest lucru.
și este dotată cu o formulă lejeră care se absorbe rapid, care va reduce cearcănele datorită extractului florii de soc și va dezumfla zona într-un mod foarte eficace. Are de asemenea și ceva alge roșii care vor asigura că pielea noastră, zona noastră de sub ochi este una foarte bine hidratată și care în același timp vor crea o barieră de protecție ce va menține aceste efecte, efectele cremei pe termen lung. Mi se pare că promite foarte multe, mi se pare un produs foarte interesant, așa că abia aștept să o testez. Nu o voi deschide imediat pentru că în momentul de față am o cremă de ochi pe bază de acid hialuronic, teoretic ci că ar fi doar pe bază de acid hialuronic, care a fost creată într-un spital de estetică, într-un cabinet de estetică de aici din Franța, deci nu are o marcă anume, mi-a fost dat de către o colegă de la muncă, mi-a fost dată crema în sine, care la rândul ei a primit-o de la prietena sa care lucrează acolo și care fabrică aceste lucruri. În general sunt produse care la care practic avem acces în momentul în care te duci într-un cabinet de estetică pentru a-ți face diverse chirurgii și alte chestii, dar retușuri la față. Așa că aceasta încă va mai aștepta, dar mi se pare că promite foarte mult pentru un produs. Mai departe, de la Jaca Black, avem un highlighter lichid Glow Drops, care deja știți că va pleca către voi cu siguranță, Rose Pearl, deci mi se pare o culoare și foarte simpatică. Cam așa se prezintă, la fel, este un produs în full size, are 20 de ml și se comercializează cu 18,90 €. Haideți să vedem ce ne spune aici. Ne spune să descoperim un produs multifuncțional pentru a da pielii noastre, feței noastre, un glow aparte, o strălucire aparte. Este într-o formă lichidă, ceea ce face produsul să fie mult mai ușor de aplicat și de asemenea ne explică aici să aplicăm câteva picături pe dosul palmei și cu o pensulă sau direct cu degetele să luăm câte puțin produs pe care să-l aplicăm direct pe zona dorită. De asemenea, ne spune aici că am putea amesteca câteva picături cu fondul nostru de ten sau crema noastră de zi pentru a da un glow ceva mai subtil pielii noastre. Mi se pare un produs foarte interesant, însă dacă mă cunoașteți și mă urmăriți de ceva timp, știți că eu beculez de la natură, am glow-ul meu natural și atunci prefer să folosesc produse de tip pudră pentru că acestea vor rezista mult mai bine pe tenul meu. Mai departe, un produs pe care eu l-am folosit deja o dată și l-am și făcut odată cadou unei persoane apropiate mie. Cred cu siguranță acest produs va pleca tot către ea, deoarece pentru mine este un produs destul de gras pentru tenul meu. Mai exact, crema de la Polar, care se prezintă cam așa. Aici avem un produs travel, și are 15 ml, care se comercializează cu 17 €. Da, produsele Polar nu sunt cele mai ieftine, în schimb, ca și compoziție, ca și ingrediente, sunt destul de ok. Polar Nui cu alge boreale și este o cremă de noapte relaxantă. Și aici ne spune în felul următor. Cu 98% ingrediente de origine naturală este crema care îi va face plăcere pielii voastre, dar și planetei în același timp. Este bogată în activi, crema de noapte va regenera, va relaxa într-un mod eficace pielea, care este deja stresată și devitalizată. În timp ce voi dormiți, ce noi dormim, algele boreale vor avea grijă de tenul nostru pentru a ne trezi cu un ten hidratat și luminos.
V-am spus, eu am testat-o și eu odată, pentru tipul meu de ten este destul de grasă, însă pentru prietena mea care are un ten ușor atopic, nu suportă foarte multe, deci nu suportă glicerina și are alte problemuțe, are un ten ușor uscat, deshidratat. Pentru ea funcționează de minune această cremă, așa că ea se va bucura mult mai mult decât mine de acest produs. Un alt produs foarte interesant de la Sport FX este o perie de păr. Este din aceeași familie, să-i spunem așa, cu Tangle Teaser și zice aici că este Gym Hair Don't Care, așa, Detangling Hair Brush. Mi se pare foarte interesantă, pe aceasta cred că o voi folosi eu pentru că am și Tangle Teaser-ul, dar mi se pare cam micuță, așa că o voi testa și pe dumnea ei. Produsul este în full size și se comercializează cu 5,70 €, deci are un preț destul de decent, iar dacă seamănă cu Tangle Teaser-ul, să știți că își face treaba destul de bine, cel puțin pentru părul meu, care este destul de uleios la rădăcină și foarte uscat la vârfuri, datorită vopselilor și așa mai departe. Cine spune aici că este o perie magică care ne va descălci părul, ne va... Ce ne mai face aici? Care ne va descălci părul cât ai zice pește, cât ai clipi. Mai departe, avem un produs de la Grace and Stella și este un spray pentru față, un Hydrating Facial Mist cu extract de trandafir. Cam așa arată. Cred că acesta va prinde foarte bine acum, în perioada asta, pentru că este destul de cald. Haideți să-l și desfacem. Bineînțeles că este un produs travel size, deci nu este în full size, dar nu este nicio problemă, mai ales că eu nu prea folosesc misturi. Miroase foarte bine a trandafir din acela bulgăresc. Deci, pentru cine știe trandafirul bulgăresc, cam acesta este mirosul. Dar spray-ul în sine, mistul în sine, nu este chiar cel mai fin. Însă zic eu că va merge foarte bine. Haideți să vă vorbesc despre el, nu? Pentru că doar vi l-am arătat cum funcționează. Deci eu am aici un produs travel size de 30 ml care costă 8,40 €. Pentru a ne păstra pielea proaspătă și hidratată pe întreaga zi, această apă cu extract de trandafir este formulată fără parabeni, fără siliconi și fără sulfați. Ea va aduce un balans pH-ului pielii noastre, va tonifia și va răcori, dar în același timp va hidrata și va pregăti pielea noastră pentru restul rutinei noastre de îngrijire sau de machiaj. Aceasta poate fi folosită, poate fi spreiată și pe timpul zilei pentru un efect așa mai dewy, mai luminos, de câte ori ne dorim noi. Este un produs indispensabil deoarece temperaturile cresc. Și așa este, sunt temperaturi destul de ridicate. Ultimul produs, un produs la care chiar mă gândeam să merg prin Nosibe și să îmi cumpăr. Nosibe este Douglasul din România, pentru cine nu știe acest lucru. Este mai exact un elastic de păr de la Pureli. Eu am văzut un asemenea produs și în Nosibe și mi s-a părut foarte interesant, pentru că este stilul acesta de elastic care cred eu că mă va ajuta să nu-mi rup atât de mult păr. Eu părul mi-l țin desprins doar atunci când filmez, sau rar se întâmplă când nu este foarte cald afară și ies la o plimbare să-mi las părul desprins. În rest, părul meu stă prins mai tot timpul, foarte, foarte multe ore pe zi și așa mai departe. Am și Invisibubble, care îmi plac foarte mult, dar cu acele de obicei îmi fac coculețe aici la spate și cum eu am două fire de păr, vă dați seama că nu se vede tot timpul cel mai frumos. Însă pentru muncă îmi doream un asemenea elastic. Este în full size și costă 5 €, deci același preț ca și în anul SIB. Și ne spune aici că este pentru a ne termina coafiura sau
când pur și simplu nu avem inspirație, ceea ce nu este foarte complicat, este suficient doar să punem acest elastic frumos și asta e, suntem gata. Este un produs basic și nu ar trebui să ne lipsească din garderoba noastră. De asemenea, este un accesoriu perfect pentru un look cool într-un timp de nimic, adică în doi pași. Așa că, da, abia aștept să îl folosesc, deci am așteptat să vi-l arăt întâi vouă, ca după să-l bag în uz, pentru că mi-a venit de ieri, dacă nu mă înșel cutiuța, parcă ieri mi-a venit, dar am zis că nu mă bag în el, stau cu minte și aștept să vă arăt vouă și după. Plus că seamănă a fi așa ca o mătase, iar din ce am înțeles eu, elasticele acestea pe bază de mătase ar fi foarte benefice părului nostru. Nu știu, acum vom vedea. Dar da, gata și cu unboxing-ul nostru de astăzi. Ca de obicei, abia aștept să ne citim în comentarii, să-mi spuneți voi ce ați mai primit prin subscripții, în cazul în care nu aveți un canal și eu nu vă urmăresc deja. Dacă aveți un canal și eu vă urmăresc deja, cu siguranță, dacă încă nu le-am văzut, urmează să văd unboxing-urile voastre. Abia aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!